2 miliarde de lei sunt puse la dispoziție pentru programul Casa Verde Fotovoltaice. Cu un buget record de 2 miliarde de lei, anul acesta a fost crescut și pragul per proiect la 30.000 de lei, adică cu 50% mai mult. Anul acesta înscrierile dintr-o regiune se vor face în câte o zi, pentru că anul trecut banii s-au consumat în câteva minute. Estimăm 67.000 de noi beneficiari, ceea ce înseamnă că vom ajunge la un număr total de aproximativ 200.000 de familii care au avut acces la acest program, a transmis Mircea Feche, ministrul mediului, apelor și pădurilor.